Vicepreședintele Consiliului Județean a precizat că Fălticeniul a primit a doua sumă pe județ din partea administrației județene, ceea ce arată că relația strânsă dintre cele două instituții se materializează spre binele municipiului Fălticeni. Senatorul Ovidiu Donțu le-a propus consilierilor locali un parteneriat de informare reciprocă cu privire la problemele locale, asta pentru binele locuitorilor din Fălticeni. O prioritate a momentului o constituie continuarea lucrărilor la Spitalul Municipal Fălticeni, după ce Ministerul Finanțelor va deschide creditele bugetare pentru investiții derulate de Ministerul Sănătății. Proiectul de buget inițiat de primarul Cătălin Coman a primit 14 voturi favorabile din partea grupului de consilieri local USL și cei doi reprezentanți ai PPDD. Au existat 5 abțineri din partea grupului de consilieri local ai PDL, care au solicitat amânarea dezbaterilor pentru a putea analiza prevederile bugetare. Municipalitatea Fălticeneană se bazează în acest an pe prevederile bugetare în valoare de peste 54 de milioane de lei și cheltuieli de peste 60 de milioane de lei. De la Consiliul Județean Suceava, din impozitul pe venit și TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, Fălticeniul a primit 1.799.000 de lei, iar finanțele județene au repartizat suma de 307.290 lei din impozitul pe venit și TVA pentru echilibrarea bugetului local, dar și suma de 23.598.600 de lei din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local, care cuprind finanțarea de bază a unităților de învățământ, salariile însoțitorilor pentru persoanele cu handicap și indemnizațiile lunare pentru aceștia, cheltuielile pentru serviciul de evidență a persoanelor și ajutoarele pentru încălzirea cu lemne a beneficiarilor de ajutor social. Lista de investiții propusă de executivul fălticenean cuprinde 19 proiecte, suma prevăzută fiind de peste 8 milioane de lei. Cele mai multe investiții se vor face în sistemul de învățământ, în valoare totală de peste 1.500.000 de lei. Pentru reparații stradale sunt alocați peste 3 milioane de lei. La acest capitol, cea mai mare sumă este alocată pentru asfaltarea străzii Sucevei, 2 milioane de lei. Asfaltarea va fi realizată după introducerea rețelelor de apă și canalizare prin proiectul județean de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă. Mai sunt prevăzute investiții în baze sportive, unități de cultură, amenajări urbane, locuri de joacă pentru copii, investiții în aparatură pentru spitalul municipal în valoare de 1.050.000 de lei.